Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași. În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Nicolae Turnișor I din municipiul Sibiu. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, împreună cu în al Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în al Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. În al Preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Manta, raionul Cahul, din Republica Moldova. În al Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji împreună cu în al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, și Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în parohia românească Sfinții Trei Erarhi din Marsilia, Franța. În al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Nuremberg, Germania. În al Preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe din Vatra Dornei, protopopiatul Câmpul Lung Moldovenesc. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Arieșeni, protopopiatul Câmpeni. În al Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Icușești, protopopiatul Roman. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Corbeni, din localitatea Antonești, județul Argeș. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Rătești, protopopiatul Pătărlagele. În al Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji în Catedrala Mitropolitană din Varna, Bulgaria. În al Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Argișu Mare, protopopiatul Ineu. În al Preasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji în parohia românească Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Nectarie din Oshawa, provincia canadiană Ontario, împreună cu Preasfințitul Episcop Vicar Ioan Casian de Vicina. Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Dognecea, protopopiatul Reșița. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la parohia Vintere, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji în localitatea Voșloben, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Drăgșenei, protopopiatul Roșiorii de Vede. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la schitul românesc Prodromu din muntele Athos. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la parohia Măgura, comuna Perieț, județul Olt. Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Bocșa, protopopiatul Zalău. Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji în parohia Rădulești, protopopiatul Deva.
Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, va sluji la Biserica Ortodoxă Sârbă din Pex, Ungaria. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia Izvorul Tămăduirii, Milano Vest, protopopiatul Lombardia II, Italia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia românească din Berlin, Germania. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, efectuează o vizită pastorală în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în Capela Sfinții Cosma și Damian din Gătaia, județul Timiș. Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Carei, județul Satu Mare.